Dacă apeși acest buton, ești ca și mor. Băie și fete, bine ați venit la o nouă reacție creepy la mine pe canal. Ei bine, fraților, astăzi ne vom uita la un filmuleț unde este vorba despre un buton pe care dacă îl apeși, boys, ești ca și mor. Ca să vă dau așa mai mult context și să înțelegeți care-i treaba, este vorba despre o femeie care se duce la acest magazin, care știe că e un magazin bântuit și cumpără o cameră de filmat. Însă ce nu știe ea este că acea cameră de filmat este bântuită și în cazul în care apasă pe butonul de filmare de la cameră, e ca și moartă. Deci, boys, o să fie ceva super, super creepy. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și să vă abonați la acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul și haideți să ne uităm să vedem care-i treaba. Deci ea vine aici și cumpără o cameră de filmat veche care e bântuită și n-are voie să apese pe butonul de filmare. Și ce zic? O să vedeți, e creepy rău de tot. Asta e un amanet. Bun, deci aveți aici un amanet. Bun, se uită pe aici și a văzut camera. Asta e camera aia de filmat, boys. Yes. Yes. Ai văzut ceva ce ți-a plăcut? M-ai speriat. Sorry, I just saw that you had your eye on that camcorder. Yeah, how much for it? Ok, a întrebat cât costă aia. I don't know, how about like 20 bucks. Ok, deci 20 bucks sounds perfect. Deci i-a cerut 20 de dolari, boys, căci e veche, pentru camera de filmat i-a cerut 20 de dolari. Just out of curiosity. Ci că doar din curiozitate. De ce vrei ceva cu chestia asta? Ok, boys, deci că ea face un documentar pentru la școală și are nevoie de o cameră pe bune și a venit aici ca să ia una mai veche care merge, chiar dacă e veche. Ci că, poate nici nu merge. Ok, deci a zis că și că a fost returnată de două ori, deoarece nu prea merge camera și asta a întrebat, păi și ce probleme avea? No. Returned it in person. Just turns up in the mail a few days after I sell it. Well, I'll make it work. Ok, boys. Și că nu știe ce e în regulă cu camera, pentru că persoanele care au cumpărat camera înainte nu au dat-o ei înapoi așa normal. Adică au trimis-o prin poștă înapoi. Pofi că s-a întâmplat ceva cu persoanele alea, voi crezi și eu, știi ce zic? Bun, ăsta și-a luat bani, uitați-vă, e cam suspect el. Uitați-vă la el, bro! E cam suspect pe bune! Hai să vedem ce o să fac asta. Mama, nu-mi place cadrul ăsta, ăsta e un cadru de filme horror, pe bune. Don't press record. Uitați-vă, boi, și are... Deci fiți atenți, pe acel bilețel de la scria nu a apăsat pe filmare. Ba, cred că apasă. A apăsat pe buton. Mamă, boi, acum începe. A apăsat pe buton. Deci asta se vede pe filmare. Bro, ce e aia? Se uită ea acum pe filmare. Și o vede pe fata asta. Bă, și deci, o vede numai pe filmare. În viața reală nu există, nu? Bro! A călcat-o mașina. Bro, dar femeia aia nu exista în viața reală. Era doar pe filmare aia. Bro, uite acum! Uitați-o în spate, că vine acum! Uitați-o, boys! Cum ar fi ca ea cu butonul ăla să vadă în viitor, hey, gen? Ce că, hei! Ce că, îmi plac foarte mult pantofii tăi! Ce că, da, mulțumesc! Bă, ia stai! Mamă, deci, boys, cred că asta vede în viitor, știi? Și acum asta vrea să se ducă pe mijlocul drumului și o să calce mașina și asta încearcă să o salveze. Hey, ce că, stai! Ce că, de... Listen, I'm in kind of a big rush here. I got them at Off-Broadway. They were on sale. Mamă, bro, vine mașina. Deci asta a venit, a încercat să o țină de vorbă. I-a zis de unde ți-o lua pantofii, nu știu ce. Și asta a zis, lasă-mă în pace că sunt pe grabă. Mamă, nu-i bine, bro. Bro, nu-i bine, bro! Trebuie să ia-o, ok, boys. A tras-o în spate. Mamă. I-a salvat viața, boys. Ok. Ce se întâmplă? A văzut camera. Hopa, a văzut camera. A luat-o în brațe. Îmi pare rău. Îmi pare foarte rău. De ce?
De ce îi zice că îi pare rău? What? I'm sorry. Hey, hey, why are you apologizing? It's not your fault. God. Hey, stop, where are you going? Ok, boys, asta a fost destul de ciudat. I-a zis că îi pare rău. De ce și-a cerut scuze, bro? A văzut camera și a început să-i zică că îi pare rău, că îmi cer scuze, că toate alea. De ce, bro? De ce a zis asta? Mamă, și-a dispărut acum. Bro, dacă n-a văzut camera, ai zis că îi pare rău. Dar de ce, man? Ce-a făcut? Ce înseamnă camera aia? Ok. Hai să vedem, nu înțeleg de ce și-a cerut scuze. Bun, asta tot se plimbă prin asta de autobuz, n-are niciun stres. Așteaptă ceva, hai să vedem ce o să îi se întâmple, boys, pentru că o să îi se întâmple ceva. A bipăit camera video. Mamă, se uită acum pe camera video. A venit o mașină. Bro! E un om cu o mască neagră pe față. Bro? Ce se întâmplă? Mamă! Bă! Ce se întâmplă? Deci asta e în viitor, asta înseamnă că acum urmează să se întâmple, nu? A picat jos, mamă! Bro! Ce s-a întâmplat, man? Don't press record, nu a apăsat pe filmare. Foarte, foarte creepy a fost acel filmuleț, fraților. Însă mai am încă unul care a apărut pe YouTube acum 4 ore, gen fix acum am primit link-ul de la ele și vreau să ne uităm și la asta. Are 2 minute și este vorba despre o mireasă, boys. Se vede care-i treaba. Oh. Boys. Mamă. Deci fiți atenți, aia o chema Abby, nu știu cum, era o mireasă care a murit și s-a furat corpul. Și a apărut la știri gen că i s-a furat corpul mort. Oh, ăsta l-a furat! Ăsta l-a furat, boys, cred, nu? Everything's gonna be okay, Abby. I found a way to fix this. Ce că tot o să fie... Mamă, e moartă. Bro, deci ăsta probabil e logonicul ei. Și a furat-o ca să o readucă la viață? Ci că o să fie tot ok, o să îndrepte totul. Acum zice ceva în latină. Spiritus ad hoc corpus. S-a deschis ușa. Bă, ăsta încearcă să o readucă pe nevastă sa la viață, gen. Uitați-vă. Bă. Bro, s-a ridicat! Ok, nu-i bine, nu-i bine. S-a ridicat, mama asta, nu-i bine deloc. Bă, s-a ridicat, nu-i bine. Mamă, s-a ridicat, dar... A, s-a dus la joc, că s-a pus la loc, credeam că poți să plece de pe asta. Bro, s-a spart ușa. Aici că spiritul vine înapoi în corp, îți ordon să vină înapoi în corp, zice chestii de-astea. Bro. Ce se întâmplă? Bro, momo. Bă, eu cred că Abby nu mai e acolo. Ci că-s comand. Cred că Abby nu mai e acolo. Abby? John? Abby, unde ești? Ci că n-ar fi trebuit să mă aduci înapoi. Bro? A reînviat Abby. Bă. Oh, uite-o cum se plimbă prin casă, mamă. Mamă, s-a dus și-a luat un cuțit de la bucătărie. Bro. Mamă, uitați-vă la ea. Uitați-vă la ea, boys. Uitați-vă la ea. Oh, thank God. Ma... What? Ăsta...
Ăsta n-are nicio treabă cu a reînviat nevastă sa care era mireasă moartă. Cred că l-o moară acum. Cică să ne despartă moartea în fericire pentru totdeauna și cred că îl înjunghe. Și l-a înjunghiat, boys. Mamă, băieți și fete. Ei bine, astea au fost filmulețele la care ne-am uitat astăzi. Dacă v-a plăcut și vi s-a părut clipul, și vi s-a părut creepy, nu uitați neapărat să apăsați butonul de like. Eu am fost Marius Iacu și ne vom revedea curând cu episodul ăla. Vă pupăm pe toți. Pa, pa.